Polițiștii gălățeni au fost sesizați de către o femeie de 58 de ani din Galați despre faptul că în timp ce urca scările pentru a ajunge la domiciliu, doi indivizi necunoscuți au deposedat-o prin violență de cercei de la urechi, în valoare de 600 de lei, după care au fugit. În urma investigațiilor și cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat și reținut doi bărbați de 34 și 21 de ani din Galați, bănuiți de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Cei doi tineri au fost prezentați judecătoriei Galați cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, instanța de judecată dispunând arestarea preventivă a acestora pe o durată de 30 de zile. Cercetările sunt continuate și de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale a celor doi inculpați.